Dragi prieteni, bună dimineața! Nu sunteți obișnuiți cu live-urile făcute de mine, dar azi facem o excepție. Vreau să-i fac o surpriză gigantului Lukoil. Suntem la stația Beko din Mihai Bravo, miroase foarte frumos aici. Începem procesul de alimentare, o să fac un plin, nu știu cât intră, vom vedea acum. Hai să trecem pe camera cealaltă. Vreau înainte de toate să-mi cer scuze față de șoferii pe care îi voi bloca cu această acțiune și față de casiera care îmi va încasa banii, pentru că nu e așa, nu e vina ei, dar e vina companiei la care lucrează. Miroase foarte frumos în Ploiești, probabil ați observat. Între timp alimentăm, suma merge foarte repede, motorina e destul de scumpă, mai scumpă decât în alte țări europene, că doar noi suntem români și ne permitem, din punct de vedere salarial, să acoperim asta. Vreau să vă întreb dacă ați avut vreodată bani să nu-i puteți duce și o să vă arăt ceva. Eu am avut. Sunt fix aici, într-o cutie. Foarte mulți bani, de un ban, de 5 bani, de 10 bani și câteva de 50 de bani. Între timp, pompa merge, suma se învârte, am trecut deja de 2 milioane. Hai să ne oprim la 205, să fie sumă rotundă, să nu se chine doamna sau domnișoara la rest. 204,99, nu păcălim furnizorul de motorină. Sunt curios dacă o să-mi dea restul un bănuț, dar vom vedea. Revenim pe cealaltă cameră, scuze dacă mă filmez prea de-aproape. Deja crede lumea că-s nebun aici în stația Beko. Mergem să plătim, pompa 6. Să rămână pompa 6, vă rog. Vă dau un card că sunt client fidel. Am nevoie de bonulez doar cu ștampila, fel cui. Banii cu care vă plătesc. Imediat să vă dau și bănuții. Să vă dau cardul, să-mi puneți punctele. Fac un apel video. Fac un apel video cu cineva. E vreo problemă? Dumneavoastră... A, la pompă am înțeles. Bun. Ok, am crezut că... Da, pot să înțeleg asta. Pot să înțeleg asta. Da. Ok, îmi cer scuze. Nu, doar ștampiluță pe bon, vă rog. Vă așteptam o oră și jumate, stau aici cu numărați. Unde-i numărul? Nu, stați. Păi dacă mă păcălește la bani? Du-te și nu merg la casă. La casă, da. Dragi prieteni, revenim în aproximativ o oră și vedem la ce concluzie se ajunge.